bine ați venit din nou la emisiunea Adevărul despre Adevăr. Astăzi avem un subiect iarăși mai delicat. Vorbim despre broboade. Este îngăduit unei femei să intre în biserică fără broboadă. Trebuie femeia să poarte broboadă întotdeauna. Să vedem ce au răspuns oamenii la această întrebare. Așa mai că Domnul Iulian Robăditul, cred că s-o trebuie să noi și eu știu. Și când ne facem cruci și când ne rugăm, tot trebuie Robăditul. În princip, e atâta tradiție, ta propisă în Biblie, ta ничего не мешает. Ну, в церкви надо носить, потому что там именно сказано, что типа женщина или девушка не может зайти в церковь без этого. Только мужчины могут заходить без этого. Ну, все равно, как они приносили, конечно, пробовали, что уже были, как перифемили, как посмотрим, как уголом лекарства. Domnule pastor, vă spunem bine ați venit din nou la emisiunea noastră. Vă mulțumim că sunteți atât de receptiv și veniți să ne răspundeți la întrebarea. Cu toată bucuria o fac. Practica de a fi cu capul acoperit, femeia să poarte o broboadă, este un obicei biblic sau este o tradiție omenească? Ce spune Biblia despre broboadă? Există doar un singur text în Sfintele Scripturi care se referă la broboadă, care de altfel este un text controversat. Deci există un singur text în Sfânta Scriptură, scris în Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni, și eu chiar voi da citire textului ca să-l înțelegem mai bine. Și apoi, pentru că doar în baza acestui text vom discuta subiectul. Și scrie aici, iată astfel, Pavel, la capitolul 11, de la versetul 2, zice așa: vă laud când toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul lui. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi ras. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Într-adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie. Și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Acum, faptul că a fost scris Corintenilor, se pare că la Corinteni era foarte clar lucrul acesta. A fost trimis într-un context unde oamenilor le era foarte clar semnificația de a acoperi capul sau de a nu acoperi. Mai ales că Pavel aici face referință la cineva care erau rase. Nu putem ști cu siguranță cine erau femeile acestea rase, dar se pare că erau preotesele acestea de la templele păgâne, unde templul Venerei, și ele erau preotese prosti care se prostituau la templul dragostei, Afroditei. Și atunci, femeile acestea, prostituindu-se acolo, se pare că asta era semnul lor distinctiv. Ele erau cu capul ras. Este o versiune. Atunci, corintenii ei înțelegeau bine la ce se referă Pavel. Deci, în contextul acesta a Corintului, felul dacă capul era acoperit sau nu era acoperit, transmitea un mesaj important la locuitorii din jur. Însă, vă zic că Pavel n-a mai vorbit nicăieri despre acest subiect. În același timp, Pavel spune, accentul este pus aici nu atât pe acoperământul capului, cât este pus pe felul cum se raportează femeia la bărbat. Lucrurile acestea au fost distorsionate în Corint.
Deci femeile nu se mai supuneau bărbaților, nu mai concepeau pe bărbaților ca și cap al ei, ca și conducător al ei. Nu mai era relația aceasta care a pus-o Dumnezeu. Care a pus-o Dumnezeu, ierarhia asta pusă de Dumnezeu. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Și apostolul Pavel încearcă să insiste asupra la aceasta. Și tocmai se pare că a purta pe cap capul acoperit simboliza supunerea față de bărbat. Asta transmitea mesajul, că este supusă bărbatului ei. În contextul nostru, nu transmite așa un mesaj. Deci în contextul nostru, noi nu suntem într-un context în care a avea pe cap sau a nu avea pe cap transmite mesajul supunerii. Ar fi o scuză, să zicem. Pe de altă parte, unii cred că învățătura dată de Pavel este o învățătură universală pentru toate bisericile. Este tot trebuia să facă așa. Nu găsim în alte epistole să insiste asupra învățăturii acesteia. Tot așa cum nu găsim în alte epistole să fi făcut referință la femeile rase pe cap. Un alt argument care l-au cei care nu acceptă ca femeile în orice context trebuie sparte neapărat basmaua pe cap. Eu zic că aici este scris că părul i-a fost dat ca și învelitoare a capului. Deci deja părul care l-are femeie este învelitoarea aceea despre care se vorbește aici. Acum vreau să vă zic care este poziția mea personală, pentru că sunt și eu pastor, am oameni pe care îi păstoresc și la subiectul acesta părerile sunt foarte împărțite. Eu cred că este foarte important fiecare femeie să aibă o convingere a ei personală. Și femeile care poartă basma pe cap, să nu le judece pe cele care nu poartă, femeile care nu poartă basma pe cap, să nu le desprețuiască pe cele care o poartă. Este ceva o convingere care trebuie să o aibă fiecare femeie în parte. Dar mai presus decât a purta sau a nu purta basmaua, este ca fiecare femeie să-și respecte soțul ei, să-i fie supusă și să-l conceapă pe soțul ei, să-l privească pe soțul ei ca și cap al ei. Asta e cel mai important. Dacă o femeie a falimentat în privința aceasta, deci nu mai contează poartă sau nu poartă basma pe cap. Pentru că basma nu mai poartă, de fapt, esența, a pierdut esența, a rămas la un obiect, la un simbol, dar a pierdut esența. Esența este supunerea față de bărbatul ei. De altfel, mi s-a întâmplat să aud despre cineva, o femeie care era foarte răvnoasă în ceea ce privește purtatul basmalei, dar a aruncat cuteu în soțul ei. Nu. Când îl privești pe bărbatul tău ca și cap al tău, nu procedezi în felul acesta. Nu procedezi nicicum. Deci, o femeie care a înțeles adevărul central, adevărul cel mai important este de aici, este ca femeia să se raporteze corect la soțul ei. Este o mențiune în textul care l-ați citit că femeia trebuie să poarte broboada sau învelitoarea din pricina îngerilor. Se pare că această învelitoare, după cum ați spus, este ceva personal între bărbat și soț, femeie, da? Ceva un lucru de familie. Da. Da. Ce are cu îngerii învelitoarea dată, din pricina îngerilor? Da, este o singură referință biblică la care am putea să încercăm să facem, să stoarcem niște interpretări, dar eu chiar nu aș vrea să merg pe calea aceasta. Este o singură referință biblică, ce ar însemna, ce importanță ar fi la îngeri, Nu pot ști. Și tocmai asta este textul care îl folosesc adepții care spun că este o învățătură care nu e numai pentru Corint, dar este o învățătură universală. Până la urmă nu era pentru oamenii din Corint transmis mesajul, dar era transmis mesajul și pentru îngeri, din pricina îngerilor. La drept vorbind, nici eu nu știu cât de mult ar putea schimba atitudinea unui înger, prezența sau nu prezența basmale. Dar cred că schimbă și atitudinea îngerului care când vede o purtare corectă sau incorrectă a soției față de soțul ei. Dar asta este, vă zic, nu am îndrăzneala și nu vreau să-mi asum îndrăzneala de a interpreta mai mult decât ceea ce este scris. Uite, sunt texte biblice care nu le înțeleg și nu cred că... Dacă într-o zi o să am o revelație care o să înțeleg mai mult, dar
Sunt ei cumva îngerii cei care vor veni, spune ei că voi sercera, vor lua oamenii de pe pământ. Este corect textul dat? Cum? În ce sens vor sercera? Ei spun că atunci când va veni răpirea, sau când oamenii, biserica va fi răpită, dacă femeia va avea o băsma pe cap, va fi răpită. Dacă nu va avea băsma, nu va fi răpită. Da, am auzit și de aceasta, am auzit și despre unele confesiuni care a ajuns în extreme până acolo încât femeile dorm îmbrobodite, femeile fac baie îmbrobodite, femeile, deci nu cred că este un extremism care nu este biblic. Bine, vă mulțumim mult pentru că ați participat la misiunea noastră și vă așteptăm la o nouă emisiune. Mulțumesc și eu și Dumnezeu să vă binecuvânteze.